Cardul de sănătate nu mai este obligatoriu pe perioada stării de urgență. Serviciile medicale, îngrijire la domiciliu, medicamentele și dispozitivele medicale pot fi acordate și validate fără acesta. De asemenea, pe perioada stării de urgență, serviciile medicale și medicamentele necesare pentru tratarea cazurilor cu COVID-19 sunt acordate gratuit tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României. Potrivit reprezentanților Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța, medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriu clinic pot acorda consultații la distanță, care pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea într-un număr maxim de 8 consultații. Prescripțiile medicale vor fi trimise pacienților prin mijloacele electronice de comunicare. De asemenea, pentru pacienții bolnavi cronic cu schemă de tratament existentă, medicii de familie pot elibera prescripții medicale fără a mai fi nevoie de o nouă reevaluare din partea medicului specialist. Totodată, pentru emiterea prescripției medicale se pot acorda consultații la distanță în structurile ambulatorii ale spitalelor publice și private. De asemenea, se prelungește cu 90 de zile termenul de valabilitate atât al biletelor de trimitere pentru specialități clinice și paraclinice, cât și a recomandării medicale pentru dispozitive medicale.